Bună și bine v-am găsit la un episod de Fall Guys, noul joc, toată lumea nebunit cu el, e super amuzant, e super enervant în același timp, pentru că dacă ești o fire competitivă, este nasol de tot, o să înțelegeți de ce dacă nu știți acest joc. Înainte să începem, nu uitați acolo de butonul ăla de like și să-mi ziceți dacă mai vreți episoade cu acest joc, eu zic că se merită pentru că este foarte funny și, nu știu, îți dă așa un vibe din ăla nebunesc și vrei să câștigi titlul de super șmecher Fall Guy. Eu n-am câștigat niciodată, era pe cale să câștig în live-ul cu el, dar n-am reușit, am fost 2-2, asta e foarte frustrant, foarte enervant, dar poate o să reușim în episodul de azi, cine știe. Bine, dacă mă calific în ultimii, eu sunt fericită până la urmă. Aici e și pe noroc, de bulan, de alea, dar o să vedem, sper să fie bine, hai că asta nu e atât de grea, s-ar putea să reușesc să mă calific. Depinde foarte, foarte mult de ce mapă îți pică, adică dacă îți pică una nasoală, mamă, stați că eu am emoții. Vedeți? E foarte, foarte nasol. Trebuie să analizezi toată situația aici, știi? Să vezi dacă se ridică, nu se ridică, reușești, nu reușești. Haide că mă calific că sunt printre primii. Este super, super bine. Mamă, uitasem că acum mamă ce era să cad, ești nebun. M-am calificat, am fost a 7-a, 8-a, nu știu a câta. Foarte bine, trebuie să-i așteptăm și pe ceilalți. Hai, gata. Mai sunt 4 și se termină runda, mă, gata. Round over, hai că am reușit. Asta e foarte, foarte bine. Deci chiar sper să ajung printre ultimii, că dacă nu, nu e bine. Deci, 39, am trecut mai departe. Sunt foarte curioasă să văd ce rundă urmează. Sper că nu cea cu fotbal, că aia cu fotbal e groasnică. Mereu v-am zis, nu suport, e oribil, o să înțelegeți dacă pică, de ce. Mamă, chiar am emoții acum. Nu-mi place nici când ne pune în echipe, nu știu, e aiurea, pentru că poți să nimerești într-o echipă foarte proastă sau care să nu-și dea interesul sau nu știu, habar n-am, să aibă ghinion de la sine și să nu reușești, frate. A, e fix păulul cu ouăle. Deci suntem în echipe. Suntem 3 echipe sau 4, nu sunt sigură. 3 cred că suntem, da. Și trebuie să furăm ouă, să le ținem la noi acolo. Și dacă ai foarte puține, logică, pierzi. Așa că hai să facem ravagii cu ouăle. Dați-mi un ou. A, fură ou. N-am reușit să iau niciun ou. Nu, mi-a furat oul. Bă. Nu pot! Mamă, e nașpa. Pierzi foarte ușor ouăle. Hai că suntem bine, avem 18, suntem cei mai bine. Momentan! Oulețu, mamă, cum a căzut oulețul ăla. Uite și vin și te fură din bază, e nașpa rău de tot. Și de obicei când sunteți cei mai buni, vin fix la tine în bază, pentru că na, nu le convine să fii tu bossul boșilor. Dar asta o să fac și eu, mă duc să fur și eu un ou. Bă, l-am ținut pe un umor de-al meu chiar. Mama, am un ou, sper să reușesc. Aaa, am scăpat oul. Hai că e bine, am reușit. Mamă, dar ăștia la noi se cam luptă. Uite, nu mai suntem cei mai buni, că ne tot fură ăștia. Aici ar trebui să stea câțiva de ei noștri ca să aibă grijă de ouă. Eu încerc să-mi țin ouăle. Hei, nu mă mai ține, bossule! Pleacă de aici! Of! Mă duc să mai fur ouă. Hai că să ne mâncă bine. Noi avem probleme cu ăștia galbeni. Ah, dar e foarte greu să prinzi un ou. Nu știu cum să vă explic, dar și e foarte greu să urci cu el. Nu prea merge. Și mamă, e nebunie mare. E frustrant. Mai avem 13 secunde. Uite că ni s-au mai furat din nou. E aiurea. Stai aici, galbenule. Nu te las. Eu stau aici ca să nu mă mai fure, că nu suport dacă mă fură. Hai că suntem bine! Yay! Am avut echipă bună de data asta. Exact ce ziceam. Poți să ai ghinion sau să fii cel mai bun. Am avut super mare noroc. Mă bucur că ne-am calificat și de data aceasta. Nu știu, e foarte greu totuși să ajungi în finală. Adică
nu știu, trebuie să ai bulandă la maxim, maxim. Eu de câteva ori m-am calificat până în finală, cam a 5-a rundă, în total sunt 5 și ultima e cea mai nasoală, adică, nu știu, trebuie, mamă, pe asta niciodată n-am jucat-o, dar e foarte grea, cred că nu o să mă calific. Bine, hai să fim pozitivi totuși, poate ne calificăm, Doamne ajută. Uf, dar uitați-vă și voi cât de aiurea e, uitați-vă aici cât de nașpa, te dă clar mai jos, trebuie să ai bulandă la maxim. Eu o să fac tot posibilul să mă calific, vă dați seama că e nasol dacă nu și dacă pici, nu știu dacă, nu cred că mai te dă pe... Stai că eu nu știu exact... nu pot să sar, ce nasol. Dați-vă, vă rog, m-a lovit. Vin și bile, ne dau, aoleo, fac. E foarte greu să sar, nu știu dacă mai pot să sar, uite că am reușit. Mama, dar e greu rău, ești nebun? La modul e foarte greu să mai sar. What the fuck am făcut, Andreo? Mama, nu cred, mamă, nu cred. Mamă, doar 3 am reușit. Nu știu, e foarte grea aia, chiar era imposibil aproape. V-am zis, contează foarte mult norocul tău la mape. Hai să-i mai dăm un match, poate de data asta avem mai mult noroc, nu știu. Moftic, sincer, chiar aveam speranță în suflet, dar nu mai e horror. Nu mai puteam să mă ridic, nu mai puteam, ați văzut. O să înțelegeți abia când o să jucați jocul de ce e atât de greu. Știu că poate nu pare pentru că n-ai așa animat, e simpatic, e de toate, dar sincer e un joc foarte, foarte greu. Ia să vedem. Asta cu platforma și asta e destul de grea, dar e mai ok, adică depinde, știi? Depinde de player foarte mult. Na, hai să vedem dacă reușim, sper să reușim, că dacă nu îi bat pe toți, deci chiar îi bat. Haide! Mama, ați văzut ce era să pic? Mama, nu-i bine. S-ar putea să... Așa, perfect. Ok. Haide, Andreo! Bun. Uite, aici nu-i bine să te arunci mereu pentru că poți să pici foarte repede, adică nu e chiar indicat. Mamă, e mare nebunie, frate, pe jocul ăsta, e foarte amuzant, nu știu. E și cute, așa, nu știu, e simpatic, mă uite. Am alunecat, n-aveam ce să fac, eu mă duceam în sus, dar n-am prea reușit. De asta e frustrant ăsta, poți să pici super, super tare. Nu știu dacă am făcut bine. Nu te rog, nu prea am avut noroc. Meciurile astea, sincer, nu știu ce se întâmplă. Sper să mă calific, sincer. Uite, au ajuns câțiva, ceea ce e super bine, dar de obicei lumea pică foarte, foarte tare la ăsta, adică chiar e așa, după maxim noroc. Hai că m-am mai dus mai încolo. Nu știu, sper să fie bine. Chiar sper să fie bine. Să ne calificăm și noi. Că dacă nu, mă supăr tare. Uite cum, vedeți platforma aia cum s-a făcut? E ghinion, efectiv. Dar v-am zis, contează foarte mult și de player. Cât de bine pun în balans. Hai că mă calific, e bine, ajungem perfectos. Perfect! Qualified! Este bine. Hai că mai sunt 10 să se califice. Au rămas ceva în spate, săraci. E foarte... Uite, ăștia sunt super în spate. Uite, tot cad, tot... Na. E enervant, chiar e enervant. Mai ales când pierzi de la prima rundă, te oftici maxim, că ești, băi, eu sunt mai bun de atât. Pot mai bine. Uite și săracul ăsta. Am pățit-o și eu... Sunt bătută de soartă de multe ori în viața asta. Puțin au plecat.
Se putea și mai rău, sincer. Nu știu, e random câți pot să treacă în următoarea etapă. Nu știu, asta n-am prea înțeles-o, e super random. Uneori mai puțin, uneori mai mulți și... Na, depinde foarte tare. Ia, sunt curioasă ce urmează. S-ar putea ceva în echipă, nu știu, simt eu așa, again. Poate codița. Nu știu, mereu am emoții. Asta cu discurile, hai, asta e o cheiuță de enervant, o să vedeți. Da, e destul de lungă. Sper să trecem și de asta. Măcar, nu știu, 3 etape să trec și eu, că na, atunci ești destul de satisfăcut. Mamă, la asta poți foarte ușor să rămâi în spate. Foarte ușor. Cazi odată pe discul ăsta. Hai că e bine, suntem destul de bine. Trebuie să te ferești de bilele astea. E destul de nașparlet. Uite, eu am reușit să fentez bila aia. E destul de bine. Eu zic că suntem bine încă. Avem șanse de câștig. Trebuie să te duci așa cu discurile, că te propulsează. Și aici devine mai greu, chiar dacă nu pare. Dar pentru mine e mai grea partea asta și aici trebuie să ai grijă, că poți să pici. Și vin și bilele astea, e nașpa. Nașpa, ha! Gata, m-am calificat a 10-a, bravo! Hai că e bine! Nu uitați acolo și de butonul de like, poate câștig, ar fi bine. Au plecat ceva, au plecat vreo 12. Merge. Nu știu, de obicei dacă trec de primele două runde, eu sunt mulțumită, sincer. Adică se putea și mai rău, se putea și mai bine, dar e bine, știi? Sunt destul de mândră. Ia să vedem ce mai urmează. Asta e nașpa, adică depinde, știi? Uneori am fentat fructele, dar uneori nu, n-ai cum. Am picat fix înainte de finish, că îți mai vine o buturugă sau nu știu ce pana mea e. Și aiurea rău de tot, adică să vedeți nervi. Mamă, 19 doar se pot califica și suntem vreo 32, adică, păolo, e aiurea. Dar e greuță, fiți atenți. Aoleu, deja am picat, nu cred. Hai că toată lumea pică. E destul de grea, v-am zis. Iei o fructă de-asta în cap, ăla ești, sincer. Contează foarte mult de noroc. Uite, banana ucigașă. Mamă, ceva, nu cred că o reușesc pe asta totuși. Mamă, fructe nebune, urăsc fructele de acum. Uite, de asta le urăsc. Nu! Mamă, doar... Pamălă! Dacă nu picam prima dată, era ceva... chiar aveam speranță că o să reușesc. Asta e. Cam atât a fost cu episodul de azi. Dacă v-a plăcut, nu uitați acolo de butonul ăla de like și în funcție de like-uri, nu știu, hai să zicem 30 de like-uri, o să continui seria. Dacă nu se strâng, nu o să continuăm, poate așa foarte rar. Dar cam atâta. Vă doresc o zi bună! Pa, pa!